Stimați creștini, frecventatorii bisericilor ortodoxe din cuprinsul eparhiei de Bălți-Șpălești, Bisericii Ortodoxe din Moldova. Vreau să vă aduc la cunoștință despre cele ce s-au petrecut câteva zile înainte de începutul postului mare, care vine totdeauna și cu niște ispite, de data aceasta, spre regretul nostru tuturor, de la confrații noștri de aceeași credință din România. Este vorba că zilele trecute statul român a mai devenit posesor, a mai acaparat încă două biserici care până mai de unezi aparțineau Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropoliei Moldovei. Este vorba de Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Răuțel și Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din orășelul Glodeni. Preoți la ele până acum erau și mai rămân până când protoiereul Victor Țorcanu, paroh la Răuțel, precum și protoiereul Ioan Meleac la Biserica Sfântului Ioan Botezătorul. În cazul dumneavoastră a satului Răuțel, agenții din România au avut sprijinul agenților, sau mai bine zis puterii din țara noastră, de toate taliile, dar deosebit a agenților din partea locului, pentru că așa se face dizbinul, se găsesc cele mai josnice, cele mai șantajabile elemente ale societății, se cumpără, se amenință, li se promite ceva, li se inspiră că ei sunt factorii decizionali, ei sunt stăpâni peste istorie și chiar peste adevărul dumnezeiesc, peste Biserica lui Hristos. Și așa se pun temeliile dizbinelor în societate și mai ales a celor bisericești. Numai puțină vină poartă și preoții care, într-un fel sau altul, au făptuit tot la ce au fost capabili și ce au așteptat stăpânilor de România. Ei deja au transmis în posesia dreptul de a stăpâni aceste biserici ale lor. Ei și-au făurit și au îndeplinit misiunea. Însă să nu se creadă că mâine poimâine acești preoți vor fi înlocuiți de români cu preoți de ai lor. Nu îi vor înlocui, pentru că chiar dacă se găsesc trădători de toată talia, slugarnici care sunt gata să lingă mâna și nu numai, chiar dacă sunt acești care pentru unele interese meschine sunt gata să vândă tot, inclusiv și biserica, oricum, nu chiar la tot pasul se găsesc ființe atât de docile, atât de ascultătoare, fără verticalitate, fără demnitate. Nu știu dacă mai am dreptul să vorbesc în cazul acesta de demnitate. Ei sunt stăpâniți doar de interes. Interes meschin, interes mărunt. S-au ieftinit de tot. Iată, anume din aceste considerente, nu îi vor înlocui românii cu de ai lor. Dar să nu se liniștească prea mult, pentru că aici se termină tot cu ce ar putea ei să se liniștească. Este vorba că chiar cu prima ocazie, sau cum ne exprimăm noi, la primul povorot, ei se vor izbăvi de ei. Și cred eu că ei ar merita într-un fel o astfel de atitudine, de altfel ei nu sunt vrednic. Românii nu îi vor înlocui cu alții de ai lor și pentru aceasta, că dacă repede i-ar schimba, ar deschide toate secretele, toate cărțile, cum mai se mai exprimă în unele cazuri. Ei, românii, au de gând să mai acapareze biserici în Moldova, tot prin metoda Raider, cum a făcut-o aici, cu minciuni, cu vicleșuguri, cu cumpărări. Și dacă îi vor înlocui de grabă cu ai lor, cu preoți europeni, cu ifăse democratice, cunoscători de drepturile și libertățile și așa mai departe, cum se cântă ca de obicei. Dacă îi vor înlocui, atunci potențialele jertve, adică următoarele biserici asupra cărora țintesc românii, preoții lor, pot să se trezească, pot să se dumerească. Și iată, anume din acest context, din acest considerent, mai bine zis,
Această variantă nu va fi preferabilă pentru români, pentru că ei vor ca noi toți să dormim, așa cum nu s-au domerit acești doi rătăciți. Ei bine, ce va fi mâine, vom trăi și vom vedea. Dar astăzi, ce avem? Cu promptitudine. Cu multă siguranță pot să vă spun că acești doi preoți, Victor Țurcanu din Răuțel, precum și Ioan Meleac din Glodin, riscă să fie expulzați din cinul preoțesc. Riscul acesta mai persistă atât timp până când ei nu se vor îndrepta, nu se vor corecta, nu se vor pocăi. Dar în cazul în care se vor încăpățâna, este vorba că ei nu mai aparțin acum lor înșiși. Ei nu mai au voința lor. Ei s-au vândut. Și dacă se vor încăpățâna, să știți că eu voi porni mecanismul de răscopire, de cateresire, și cred eu că nu va duce mare pagubă Biserica Ortodoxă din Moldova pentru de faptul că vom răscopi pe aceștia doi. Repet încă o dată, dacă nu se vor pocăie. Dar până când? Până când ei rămân a fi preoți, lipsiți de dreptul de a sluji. Dacă cineva îndrăznește din ei să slujească, să citească vreo rugăciune, decât particulară, pentru dânșii, pentru pocăința lor, atunci să știe toată lumea, orice acțiune preoțească a lor este neplăcută lui Dumnezeu, care nu are nimic comun cu nedreptățile noastre omenești. El așteaptă noi să ne atașăm la adevărurile lui dumnezeiești, dar nu să-l facem, să-l prefacem, să-l preschimbăm pe Dumnezeu după lecalele, după calibrele noastre. Așa deci, orice acțiune preoțească a lor este nulă, nu este primită înaintea lui Dumnezeu.